Cei patru români au între 25 și 42 de ani, potrivit autorităților, aceștia au venit să muncească în Franța. De fapt, ei căutau în gunoaie, iar unul dintre ei cercea în Corsica. Bărbații locuiau în tabără improvizată și se hrăneau cu ceea ce găseau în puberele magazinelor. Se pare că bărbații au dorit să se îmbogățească într-un mod inuman. Aceștia au pus la cale un plan de a vinde bebelușii pe care soțiile lor le vor naște, femeile fiind impuse să facă acest lucru, potrivit presei franceze. Tot cei patru români au fost aduși în fața instanței, fiind acuzați de trafic de ființe umane. Ei au negat aceste acuzații în pofida probelor. Procurorii au obținut interceptări telefonice și aveau mărturile celor două cupluri care au recunoscut că au negociat prețul de cumpărare înainte de naștere, și anume suma de 8.000 de euro și o camionetă Mercedes într-un caz și 8.000 de euro și o mașină BMW în celălalt. Cei patru au fost condamnați la pedepse cuprinse între 18 luni și 5 ani de închisoare și interzicerea ulterioară a intrării pe teritoriul Franței. Și cele două cupluri au fost condamnate la 2 ani de închisoare cu suspendare. Unul dintre cupluri a reușit să obțină custodia copilului, ce urma să facă și al doilea cuplu.